Salut, sunt Cezar și vreau să vă întreb ceva. Mai știți ce înseamnă iarna? Iarna în tabără? Ei bine, dacă ați uitat, vă explic eu. Iarna în tabără înseamnă zăpadă, puțin frig încât să ni se înroșească puțin nasul, oameni de zăpadă, derdeluși, săniuși și, bineînțeles, bulgăreală. Cei pasionați de sporturile extreme pot încerca și bob, patinaj sau schi. Indiferent ce vârstă ai, atunci când vezi zăpada, ai chef de o mare bulgăreală. Dar dacă vreți să mergeți la munte, trebuie să țineți cont de sfaturile mele. Nu intrați foarte mult în aglomerație și purtați pe cât se poate masca de protecție. O iarnă cam povești vă doresc, numai bine, pe curând!